Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Secrete de Familie. Cu bune, cu rele, cu mai puțin bune, cu mai puțin rele, Bunul Dumnezeu ne-a ajutat și am ajuns și sărbătorile pascale din anul acesta. Suntem în săptămâna patimilor, Vinerea Mare, implică niște lucruri foarte importante pentru un creștin de făcut, de aceea îi mulțumesc Părintele Ionuț Andrei de la Arhiepiscopia Românului și Bacăului. Iarăși ne-a mângâiat cu prezența în aceste zile importante în studioul nostru pentru a discuta și a va mai prezenta câteva aspecte din care trebuie să respectate sau pe care trebuie să le ducem mai departe în viața unui creștin. Sărut dreapta, Părinte! Și eu vă mulțumesc pentru invitație și sperăm că această emisiune, faptul că este realizată într-o zi foarte importantă, Vinerea cea Mare, iată, suntem la sfârșitul unei perioade de intensificare duhovnicească Apostolului Celui Mare, așteptând lumina lui Hristos care luminează tuturor. Bunul Dumnezeu ne-a ajutat, Părinte, și vremea e frumoasă, totul este înverzit. Ne pregătim să așteptăm sărbătorile sfinte ale Paștelui cu mare bucurie. Este anotimpul de primăvară, ca și învierea, este o regenerare și fizică și sufletească și trupească, încât dorim ca în acest dialog să aducem în sufletul oamenilor semnificația fiecărui moment care l-am petrecut încă din postul, perioada celor 7 săptămâni de post și iată în această perioadă mai de intensificare duhovnicească în săptămâna pătimirilor. Totdeauna de mic copil ajungem și spuneam în săptămâna patimilor. Da, așteptam cu multă bucurie această perioadă și în familie, copiii mergeau la slujbe, la denii, dacă poate ceilalți rămâneau acasă pentru corvez, pentru preminerea casei, pentru, și o să vorbim și acest aspect, că sunt și foarte multe tradiții populare, să zicem, un folclor, să-l numesc așa, dar care întărește partea spirituală, partea duhovnicească este o simbioză, este o unitate între partea spirituală strictă a bisericii și partea populară, tradițiile satului românesc, tradițiile familiei, de la portul popular până la datinile, să zicem, gastronomice. Așteptăm cu multă bucurie, dar nu dorim să începem cu acest capitol. Am dorit să începem cu semnificația a tot ceea ce s-a întâmplat de la începutul postului celui mare spre așteptarea învierii și până la săptămâna patimirilor, de fapt pentru care ne concentrăm pe această perioadă, încât telespectatorii noștri și credincioșii noștri care sunt atașați de biserică și să știți că am avut o surpriză chiar și la Catedrala Arhiepiscopală, poate într-un mod neașteptat, foarte mult tineret, foarte multe lume care vin, ascultă Sfânta Liturghie, Sfintele Slujbe, bineînțeles că și frumusețea liturgică a cântărilor, slujbele sunt puțin, chiar dacă slujbele sunt puțin mai lungi din punctul ăsta de vedere, dar ne fascinează cântarea bisericească, textele de la canonul cel mare pe care l-am citit în prima săptămână și canonul care l-am citit și în a cincea săptămână, Acatistul Bunei Vestiri și aceste texte care ne arată chipurile de pocăință, de îndreptare, care ne duce și ne introduce din aproape în aproape spre această mare sărbătoare a Învierii lui Hristos. Așa că semnificația fiecărei zile și a fiecărui moment din perioada postului mare, dar cred că ne concentrăm mai mult pe perioada săptămânii pătimirilor, de la Duminica Floriilor, pe care Mântuitorul ne marchează intrarea în Ierusalim, intrarea triumfală în Ierusalim a Mântuitorului Iisus Hristos,
este singurul moment în care Mântuitorul este chiar primit ca un împărat, după care devine cel mai personajul cel mai umilitor. Da? De la primirea triumfală pe care Mântuitorul a primit-o din partea poporului ca un împărat, iată, deodată, începând cu lunea cea mare, și puteam să facem o incursiune, o retrospectivă duhovnicească. Lunea cea mare este considerată fiind ca prima zi a săptămânii pătimirilor. În biserică, preotul aduce icoana tânului Iosif, Iosif și frații săi. Vânzarea de către frații săi din Egipt, pasajul acela când Iosif este vândut de frații săi, de fapt anticipează vânzarea lui Mântuitorului și trădarea care a fost din partea lui Iuda, încât la Sfânta Liturghie citim acest text și smochinul cel neroditor, care să zic, Mântuitorul chiar îl e ca un blestem, da? Cel care nu dă roade să fie tăiat și să fie dat focului, deci să fie ars. De aceea lunea este această semnificație deosebită. După care avem marța cea mare, marța, pentru că noi avem apelativul acesta și în triod, dacă o să observați, scrie lunea cea mare, marța cea mare. Adică fiecare zi are până vineri și sâmbătă cea mare. Are apelativul de o zi cu totul deosebită. Marți s-a întâmplat un dialog între Mântuitorul și cei 12 apostoli, în care le-a spus pilda celor 10 fecioare și pilda talanților. Foarte important, pilda celor 10 fecioare, 5 erau înțelepte, 5 erau neînțelepte, cu aprinderea candelelor, untul de lemnul celor înțelepte care reușise să cumpere un de lemn, iar cei care n-au putut să cumpere un de lemn, arată de fapt faptele noastre cele bune, untul de lemn, viața noastră duhovnicească, încât mergeți la cei ce vânși vă cumpărați. Și s-au dus și ușa s-a închis și iată mirile care vine în miezul nopții, este un răspuns pe care Mântuitorul le dă, întrucât cele 5 înțelepte și-au luat candelor, celelalte neînțelepte le s-au închis, dați-ne din candelele voastre, că se sting și candelele noastre. Deci am putea să spunem că interpretarea e foarte simplă, în sensul că dacă candela mea este aprinsă, pot să înduhovnicesc pe altcineva care nu are o candelă aprinsă, sau o faptă și deci, simbolizează faptele cele bune. Deci marța cea mare se concentrează pe fapta cea bună, faptul că postim mai aspru. E adevărat că în această perioadă persoane credincioși care sunt mai zelotiști, mai atașați de biserică, sunt care nu mănâncă chiar, nu consumă nimic, să zicem, până pe la vreo 3-4 după amiază, doar pâine și apă, este specific monahilor sau nu numai monahilor, ci și chiar credincioși care vor cu tot din adinsă să țină această rânduială. Bineînțeles că aici este și problema biologică. Nu toată lumea poate să, eu știu, să reziste la un astfel de tratament duhovnicesc, da? De a nu mânca și de a nu copii, foarte mult. Acum, și în ultima vreme s-a reinstituit, să spunem, această obișnuință, liturgia darurilor, mai înainte sfințită, care se face doar în perioada postului mare, sunt credincioși care țin postul și vor să părtășească și liturgia darurilor se poate face și după amiază, începând cu ora 3-4, pentru că este o vecernie, Sfânta Liturghiei, structura liturgiei darurilor mai înainte sfințite. De ce spune mai înainte sfințite? Pentru că preotul duminica sau o sărbătoare mai înainte scoate un alt agneț pe lângă cel pe care este la Sfânta Liturghie și se folosește folosește la Sfânta Liturghie mai înainte sfințită. Deci trupul deja este sfințit. Cu o structură face obiectul poate unei discuții liturgice, pentru că e o liturghie pe care foarte mulți credincioși și foarte rar, pentru că se face o dată pe an, se fac liturghiile doar în perioada
nu odată pe an. Odată pe an înseamnă în perioada postului celui mare. Și sunt credincioși care doresc să părtășească după amiază. Este o nevoință ca să stai până la ora de seara, până la ora 3-4, că dacă te împărtășești nici o cană de apă sau, da. Dar acrivia canonică și acrivia părinților înțelepți, chiar dacă, să zicem că un diabetic, că pune și prea medicală, face insulină și, sau pune și problema aceasta, da? Dorește să împărtășească, îl împărtășim, nu refuzăm. Pentru că el are o problemă medicală, pentru că putem să-i punem în pericol viața. Și așa mai departe. Asta este o paranteză în ce privește viața liturgică. De la Marța cea Mare, mergem la Miercurea Mare. În momentul când, cu cât înaintăm în timp, luni, marți, miercuri, joi, până sâmbătă, lucrurile se dramatizează. De aceea se numește Săptămâna Pătimirilor. Miercurea cea Mare este a patra zi din Săptămâna Pătimirilor, care amintește în momentul în care Maria Magdalena i-a spălat lui Iisus picioarele cu propriile lacrimi, în semn de pocăință. Știm foarte bine că personalitatea covârșitoare a Mariei Magdalena, de la o viață dezorganizată, da, a devenit una din cei mai mari sfinți la zorile creștinismului, încât Maria Magdalena i-a spălat lui Iisus picioarele cu propriile lacrimi, se de pocăință, și aceasta se afla în casa lui Iosif cel lepros. Imaginați-vă să mergeți, noi astăzi avem curaj să mergem în casa unui lepros, pe că am avea o sfială, mă tem, nu știu, și medical, mă tem să, da. Deci a avut un curaj și Mântuitorul, mergând în casa lui Iosif cel lepros, Simon cel lepros, este și ne arată, nu neputința, ne arată restaurarea omului, restaurarea trupească, vindecarea deplină și în mod special vindecarea sufletească a Mariei Magdalena, care a devenit cea mai apropiată dintre femeile mironosițe, care au avut curajul și bucuria, ele au fost primele vestitoare ale învierii, face subiectul de după învierii. Tot în Miercurea, cea de-a patra zi, cea de-a treia zi din săptămâna aceasta, este și ziua în care Iuda s-a sfătuit cu fariseii și le-a dat 30 de, pe 30 de arginți, încât a fost vânzarea. Dar nu, n-a fost prins în joia, doar a negociat cu fariseii, cu arhiereul, cu Ana și Caiafa, care să vedem și acolo acest tablou dramatic, judecarea și așa mai departe. Deci tot în această miercuri este și ziua în care Iuda, care era discipol din cei 12 apostoli, l-a vândut pe Iisus, pe fariseilor, pentru 30 de arginți. Și iată vine săptămâna, mijlocul săptămânii, joia cea mare. Joia cea mare este de fapt un axis mundi a săptămânii, care ne arată această retrospectivă a pătimirilor. Joia cea mare este una din, poate cea mai importantă zi a săptămânii, importanța liturgică. Ne amintește decina cea de taină, instituirea tainei, instituirea Sfintei Împărtășanii. Da? Iisus alături de ucenici au luat masa pentru a sărbători Paștele evreiesc, pentru că era sărbătoarea evreilor. Cum este și acum, da? Este acel 14 Nisan, care de aceea și data Paștelui, o curiozitate, faptul că data Paștelui se sărbătorește în funcție de această dată, 14 Nisan. 14 Nisan era fi 8 aprilie, cel mai devreme 4 aprilie și cel mai târziu 5 mai și chiar 8 mai. Este o calcul a Pascaliei, la fel face poate un subiect suscitant. Vă dați seama că și Biserica Suroră, care deja au avut perioada pascală, suntem. Dar anul viitor ne bucurăm că suntem împreună. Deci 24 aprilie, anul viitor, Paștele va fi
odată cu Biserica Suroră, toate bisericile, ceea ce poate este o comunie și o, de o importanță mai deosebită. N-aș vrea să vă întrerup, părinte, dar pentru că ați amintit, să rămânem la Joia Mare, pentru că ați amintit că mereu spunem de la Ana la Caiafa. Da, păi așa și-a fost, că l-a dus întâi la Ana, după aceea la Caiafa, după aceea iar, pentru că nu găseau vina. Nu știau ce să facă până la urmă. Expresia care noi auzim. Da, care este populară. Băi, folosim această sintagmă. Deci este ziua în care cina de taină. Mântuitorul le oferă poate cel mai frumos dar pe care ne l-a oferit și nouă prin Sfânta Liturghie, prin Sfânta Euharistie, prin cuvintele magistrale. Luați, mâncați, acesta este trupul meu. Bezi într-o acesta, aceste sângerământul care bine am voit într-o această, într-o pomenirea mea să o faceți. Deci de aceea la cina de taină instituie împărtășirea, deci așa se spune, pâinea sfințită și vinul și pâinea se transformă și în mod în cadrul Sfintei Liturghii în trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos, este partea din trupul Lui, pâinea și vinul, sângele Lui. De aceea e foarte interesant că multă lume nu știe care este această mișcare a Sfintei Liturghii, când preotul pune vin și apă. Vinul și apă este cele reprezintă firea dumnezească și firea omenească. Firea dumnezească este vinul, firea omenească este apa. Firea dumnezească este vinul, firea omenească este apa. Da? Și atunci apa, căldura, noi când punem în potir, sunt și lucruri cu care lumea nu le știe, când punem în potir apa, trebuie să fie la temperatura corpului, ca să emite, să zicem, biologic. Da, luați, mâncați, acest este trupul meu, bezi dintr-o acesta tot, acesta este sângele meu și să faceți într-o pomenirea mea. Deci este, să zicem, poate cea mai importantă zi pentru viața liturgică, pentru darul sacru, pentru centru vieții spirituale a tuturor credincioșilor. De aceea postim și finalitatea și poate cea mai mare bucurie chiar și astăzi, și ieri la Sfânta Liturghie, mâine, Sâmbăta cea Mare, foarte mulți, chiar și pe ultima sută de metri, să zicem, vor să se împărtășească la zile foarte mari. Faptul că se împărtășesc, aceasta arată starea spirituală și este un lucru foarte bun. După care, tot în Joia cea Mare, merge în grădina Ghețimane, rugăciunea din Ghețimane, unde este ridicat, de fapt, acolo la Iuda, care lui i-a dat 30 de arginți, îi arată locul, pentru că știa unde, că fiind discipol, îi arată locul și fariseii s-au dus în final în față la Pilat și iată a fost prinderea lui. După care urmează pasajul care am spus că prezentarea la Ana și la Caiafa, judecata imparțială a lui Pilat, foarte interesant. Știți că Pilat n-a vrut să-l pedepsească totuși. Deci eu nu găsesc nicio vină la el. Luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Dar este o carte foarte, Procesul Mântuitorului, Grigore Temarcu, scrisă prin anii 70-75, dacă nu mă înșel, poate mă înșel, în care arată care a fost, de fapt, autorul acestei cărți, arată și partea juridică. Nu neapărat tradiționalismul sau faptul că au avut ei o ambiție poporul evreu către adevăr. Ei, respectând legea lui Moise, care, de fapt, Mântuitorul o restabilește după aceea, ei considerau o ofensă să se numească Fiul lui Dumnezeu sau farisei și în Sfintele Evangheliei. Fariseii tot timpul l-au contestat când făceau o vindecare. Cum se poate ca iertate sunt păcate? Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Dar el fiind însuși Dumnezeu, Fiul, întrupat, iată, el era contestat pe această
temă și pe această problemă ori de câte ori se întâlnea cu farisei, luând în cuvinte, să-l prindă în cuvânt și faptă, ca să-l poată prinde. Au reușit până la urmă, pentru că a fost și planul lui Dumnezeu, pentru ca lumea să fie mântuită, ca Adam cel vechi să devină Adamul cel nou, ca Iisus să fie întrupat din Fecioara Maria și iată, finalitatea este mântuirea noastră. Vinerea cea mare, că suntem, și cred că asta este concentrația duhovnicească, vinerea cea mare, în care se ține post foarte aspru. Cine poate? V-am spus, sunt probleme și medicale, persoane care... Post negru. Da. Asta ar însemna nimic. Chiar până la apusul soarelui, dacă se poate, dacă suntem mai neputincioși, eu știu, bătrânii duhovnici ne întreba, era o întrebare așa mai socială, așa, ești pofticios sau așa? E fire omenească, până la urmă, știți cum... Pe noi ne fugărea bunica. Nu, totdeauna, da. La câmp, da, de cea, ca la... să nu stăm când... Da, sau închideau chiar cuhnia. Cuhnia era bucătăria. Da, ca cum să se nu... întâmpla și la mănăstiri, să închide trapeza. Luni, marți, miercuri, joi, vineri. Așa. Acum, da, aici starea, ne adaptăm la starea socială, că... Sunt argații mănăstirii, cum era înainte, sunt, nu poți să ții cât de cât le dai ceva. Dar faptul că postez cu gândul, adică eu știu că e vinerea cea mare, în această zi când se ține post, deci considerată ziua care de fapt marchează momentul crucial, dramatic, prin drumul crucii la Golgota, răstignirea și îngroparea sa, momentele în care îndură poate cele mai insuportabile și nu știu dacă noi vom fi în stare să suportăm. Nu vedeți că ne jignește cineva, ne spune o vorbă și ne supărăm. Și da, da, fie să te pună, să te supună la anumite situații și așa mai departe. Îndrus pe muntele Golgota, unde până la urmă este răstignit, este până la Golgota ducerea crucii. Și Mântuitorul își arată firea omenească la un moment dat la apostol al 7-lea sau al 5-lea. Dacă ați fost la Ierusalim, este drumul crucii. Și da, la un moment dat sunt unde Mântuitorul a căzut, unde s-a întâlnit cu Maica Domnului, când așa după aceea unde mahrama cu Veronica, când s-a dus, i-a atins. De fapt a fost o compasiune încât i-a atins fața și să-l aștersă, i-a șters doarea, bineînțeles cu imaginea dramatică, cu faptul că a fost biciuit și corana de spini care cu, numai... cu hlamida, cu haina cea roșie care era o batjocură, ei îl considerau împărat, deci așa Pilat, văzând că este nevinovat, nu găsește nicio vină, se spală pe mâini, luați-l voi și judecați-l pe legea voastră, iar răstignește-l, apare acel episod insuportabil, cum suntem pe șanțele noastre, eliberez pe un ucigaș, pe un tâlhar, pe Baraba, care de fapt era un dușman al cezarului. Nu era... Ei considerau că Iisus, Mântuitorul se considera rege, dar el spune că eu n-am venit din lumea aceasta, că dacă aș fost din lumea aceasta, ai mei m-ar fi apărat. Evanghelia de astăzi, pentru că astăzi, și fac o paranteză, este o rânduială, ceasul împărătești. Ceasul întâi, la ceasul al treilea, al șaselea și al nouălea, s-au întâmplat evenimente pe care le-am descris mai înainte, ca să nu ne repetăm. Încă la ceasul al nouălea, Mântuitorul a fost răstignit. Se spune că ceasul al nouălea ar fi ora 3, 2:30, 3. E spre amiază, e după, cam după amiază, straja a noua din zi, să zicem. Cât s-a întâmplat pentru ca să se dovedească că este Dumnezeu însuși, catapeteasa templului s-a rupt, pământul s-a cutremurat, pietrele s-au despicat, și moaște unor sfinți au ieșit din groapă, încât s-au arătat în popor. Da? După aceea, aceste cuvinte
pe care Mântuitorul le-a rostit, cele 7 cuvinte pe care le-a rostit Mântuitorul pe cruce, până la însă că și-a dat Duhul, până la și-a dat Duhul, a fost iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac, și Eli, Eli, sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeu, pentru ce m-ai părăsit? Nu cred că Dumnezeu l-a părăsit, a vrut să arate umanitatea, a vrut să arate că a fost unul ca noi, dar ca Dumnezeu după aceea învierea și porțile iadului s-au cutremurat și bineînțeles că va fi perioada poate cea mai frumoasă a anului bisericesc, când începem să cântăm Hristos a înviat și toate cântările frumoase pe care le rostim în cadrul și la Sfânta Liturghie și la toate slujbele bisericești, credincioșii au o bucurie și simțim această bucurie duhovnicească. Sunt foarte multe detalii cu privire la această săptămână. Poate am făcut-o doar o retrospectivă. Dacă am teologisi, am explicat fiecare moment, ar trebui să emisiunea să țină ceva timp sau să fie pe capitole, să zicem. Și încât vinerea cea mare și sâmbătă cea mare, ultima zi, de fapt, ultima, ca timp liturgic, ultima sâmbătă cea mare, este de fapt îngroparea Mântuitorului. Deci în mormânt nou, de față erau mironosițele femei, Maria Magdalena, Fecioara Maria și Maria, care era mama Salomea, care era mama fiilor lui Zebedeu. Cele mironosiții care au participat la îngropare cu mirosițele femei care cu miresme îngropându-l în mormânt nou. Pentru că din notabilii vremii Nicodim, Iosif din Arimatea, mă scuzați, avea un mormânt nou și l-au pus acolo îngropat. Acum acolo este mormântul, este de fapt Biserica Învierii, unde vine lumina lui Hristos, vine lumina în fiecare an. Și o să vorbim și despre acest aspect. După care, sâmbăta cea mare se concentrează pe cuvintele să tacă tot trupul. O liniște, n-aș putea să spun apăsătoare, o liniște de aia mormântală în care așteptăm ceva. De fapt, așteptăm bucuria învierii. Așteptăm acest moment crucial, pentru care am luptat duhovnicește cele 40 de zile, am postit, ne-am rugat poate mai mult, poate am citit în biserică mai mult, am citit cărți și asociat foarte important cu faptele cele bune, care sunt foarte importante pentru viața noastră și pentru noi toți deopotrivă. Trecând la un registru familial sau... Da, cum ar trebui un creștin? Am mai discutat în celelalte emisiuni și cu părintele. E același stereotip și... Cum ar trebui să întâmpinăm? Hai să luăm din săptămâna patimilor, să ne pregătim pentru sărbătoarea cea mare a Învierii. Să știți că credincioșii sunt foarte atașați de această perioadă. Tot așteptăm Paște, dar ca să deosebim puțin de ce am mai discutat înainte, credincioșii sunt foarte nerăbdători. Postez prima săptămână ca să vorbim lucruri practice. Abia așteaptă să împărtășească, pentru că e și o neputință. El preferă să postească o săptămână, până la Duminica Ortodoxiei, prima duminică din post. După care vin și să împărtășesc foarte mulți. Sfatul duhovnicesc pe care sunt sigur că acrivia și pedagogia, psihologia, toate aceste științe îmbinate, pe care preotul, ca și pregătire profesională, pe lângă partea teologică și profană, poate să sfătuiască credinciosul, uite, postește prima săptămână. Ideal este să postim toată perioada, pentru că știți ce spuneau bătrânii? Zice așa, băi, ăsta postește prima săptămână și ultima săptămână. E ca și cum ai avea cășilă pe cap și încălțăminte. E, restul ești gol, adică nu ești, da. Dar este o ironie spirituală. Dar merge pe varianta aceasta. Și mulți poți în miercurea, vinerea. Da, după aceea postez și ei. Da, în funcție de starea socială. În care... Sunt oameni care au poate un serviciu mai greu. Da, o muncă fizică. N-ai să-l ții cu fasole, cu
cartofi sau eu știu cum, în care îi trebuie proteină, da. Nu mai spune de cei bolnavi, care într-adevăr există o, să zicem, o toleranță față de cei și îi dai împărtășanie, nu poți să-l oprești, dar sunt oameni care chiar dacă sunt bolnavi, părinte, nu mă pot împărtăși, dar parcă nu. Eu, de exemplu, pot să-i spun, uite, te împărtășești, dar zice, nu, parcă n-aș avea curaj. Iau o aghează mare și poate data viitoare o să fiu mai harnic, și o să fiu mai practic din punctul ăsta de vedere. Adică sunt niște aspecte care trebuie să nu cont și din punct de vedere social. Și pe care creștinul îl recunoaște și este recunoaște. Sincer și este foarte bine. Corect. Dar mulți se înghesuie în ultima săptămână. E bine asta totuși. Pentru că, de fapt, chiar sunt credincioși care doresc să se împărtășească în Joia cea Mare, mulți, da. Doresc, de exemplu, la mănăstiri, monahii, monahile, și toți se împărtășesc în Joia cea Mare, obligatoriu, toți. Da, pentru că ei se spovedesc mai des, au poate și o viață mai aparte. Asta nu facem deosebire, că și monahii și mirenii sunt, aș putea să spun că suntem pe același teren, din punctul ăsta de vedere. Toți luptăm pentru viața veșnică, dobândirea Raiului și mântuirea noastră. Dar sunt aspecte în care, din punctul ăsta de vedere, sunt credincioși care chiar postesc în mod zelos, deci în săptămâna aceasta, cum a fost și astăzi. Și azi nu se face liturghie, pentru că e ziua liturgică, dar îi putem împărtăși cu sfinte uscate, așa spunem noi. De exemplu, în Joia cea Mare, chiar un alt detaliu pe care credincioșii, noi scoatem agneț foarte mai mare, în care stă până în marța din săptămâna luminată. Acel agneț care este imbibat în trupul, în sângele Mântuirii, vinul și trupul, se pune pe un disc și se usucă. Nu, el nu. Și chiar în mod miraculos, nu mucegăiește sau eu știu, se întâmplă ceva. Efectiv, se usucă. Ăla este fărămițat până la firmitură, părticele, așa spunem noi. Și de fapt, ce este împărtășanie pentru cei bolnavi? Pe Sfânta Masă, în chivotul, pentru că este obiect obligatoriu pe Sfânta Masă să fie acest chivot, există o casoletă, o căsuță, în care se pun părticele pregătite în marța cea mare din săptămâna luminată, când intrăm într-o perioadă de bucurie a săptămânii luminate. Atunci, când mergem la patul bolnavului, în spitale, eu știu, acasă sau în orice locație, preotul merge cu lingurița, cu procovățul și cu părticele pe care le scoatem în Joia Mare. Deci numai în Joia Mare să scot acele părtecele pe care le aveam la îndemână. Deci asta este un aspect liturgic și e bine să cunoască, că lumea de obicei întrebări sunt foarte multe, de putem să facem emisiuni de cateheză și putem face emisiuni, nu dau sfat că specialiști, de exemplu, un set de întrebări și noi să răspundem. Avem timp, părinte, viitoarele emisiuni sunt mulți care nu cunosc multe detalii. Vin la biserică, le place, dar nu știu ce înseamnă, eu știu, ieșirea preotului, citirea Evangheliei, la care iese cu lumânarea, pe care este o simbolistică foarte, foarte, dar să revenim la subiect. Din punct de vedere al familiei, în primul rând că merg să împărtășească copii, tată, mamă, părinte, bunici, dacă ești la țară, acolo se păstrează mult mai bine, eu știu, tradiții în conderea ouălelor, da? Deja, abia așteptam, deja, începeam de joia, le pregăteam. Fiind Vinerea Mare, deja începând de miercuri chiar, da. Gospodinele care pregătesc tot ceea ce este bun, bine, ne referim la partea tradițională, de la friptura de miel, da? Mieluțul care săracul este sacrificat în fiecare an, până la cozonac, cu mirosul de cozonac, ouăle încondeiate. Vă spuneam că, și anterior, că gospodin la țară, bunica aduna ouă în timpul postului mare, pentru că vine căldura și în gospodărie adunam ierburi pentru ierburi, se făceau cu încondere, cu ceară. Cu ceară, cu adunam. Dacă vreți să mai spuneți că eu... Da, adunam, noi așa făceam, adunam păducel.
coajă de păducel. Sau pătrunjel, era, se permea cu ciorap. Era cu ceva... închistram noi, ne ducea bunica, avea un ac, un condei al ei făcut special. Da. Era un ritual, era așa de frumos și cu aia le ștergeam, le pregăteam. Totdeauna premenirea casei, se vărâia o casă, se premenea, tot era aerisit, spălau rufile, scoteau tot afară, aerisit, se calcă, se mai făceau și ceva reparații, poate la casă, își înnoia gardul, eu știu, prispa. Noi copiii, nu exista să nu avem un lucru nou de Paște. Se aspiră, nu se aspira, se dădea cu mătura, se spălau geamurile, se făceau treburile mai grele pe lângă casă. După aceea, bine, e o chestie idealistă. Bărbații care nu mai mergeau la servici și ajutau soțiile la treburile gospodărești. Și joia cea mare, și se păstrează și astăzi, mai ales în comunitățile de nori, pomenirea morților. De la Sâmbăta lui Lazar, Sâmbăta lui Lazar e înaintea Duminicii Florilor. Este anticiparea învierii, de fapt, Sâmbăta lui Lazar, da? Când se cântă binecuvântarea, se cântă binecuvântările învierii, nu se cântă binecuvântările morților în structura slujbei. Deci, învierea lui Hristos se cântă anticipat, cântări care de obicei se cântă numai duminica. Dar conform regulilor tipiconale, e singura dată că, știți că era o întrebare și la școală, când se cântă învierile învierii și binecuvântările învierii și învierea lui Hristos? Toți spuneau că mai duminica, dar și când se mai cântă? Și nu știau. Se cântă și la Sâmbăta lui Lazar. Nu știm că noi n-am făcut religie, părinte. Bine, acum pentru cei face, care aprindeau focul, gunoaie, tot ce era pemenirea grezilor, aprindeau focul și farme. Deci am curat la când, animale, nu trebuia să ne găsească cu dacă te duceai pe un deal și era satul așa, vedeai fumul prin gospodării, pentru că își primeneau, să zicem... Acum nu se mai dă foc, părinte, nu mai avem voie, da, pentru că este o chestie ecologică, da, și prejudicii mediului și este bine, totuși că... Dar erau supravegheate aceste focuri, mult mai din adâncime, să zicem, din istorie, țesutul, torsul, erau niște... Se făceau pentru haine, pentru... Mai puțin, cred că da. Bineînțeles că apare ziua de vineri, joi și vineri, se coace cuptoarele la țară, mai ales... se pregătea făina, se cernea de seară, la căldură, la temperatura camerei, da, microunde, nu aveam de foarte bună calitate, era cernută prin sită de ansă, în mod tradițional, după care se încondeiau ouăle, culoarea roșie este de fapt culoarea sacrificiului, este culoarea jertfei și răscumpărării, cea mai folosită, pentru că reprezintă sângele la răstignirea lui Hristos pentru omenirea, mântuirea omenirii. Tradiția populară spune că ouăle vopsite în Joia Mare, mâncate de Paște, apare apără de suferință, neapărat de necaz, de ochi, zice folclorul și în literatura de specialitate în ce privește acest aspect. Dar nu este... Toate aceste tradiții nu sunt... nu umbresc, de fapt, credința, din contra, întăresc această sărbătoare. Se adunăm toți la masă și, slujba după de sâmbătă. Întâlnirea cu familia. În prima zi, toată lumea în familie. Ne duceam la biserică seara să primim după lumina, părinte. După biserică, primirea luminii. Lumina care o care așteptăm. Care ținea lumânarea și chiar dacă poate era vânt, că Paștele uneori e cald, alteori să nu stingem, să nu cumva să se stingă lumânarea. Bine, sunt acum tot felul de dispozitive. Părinte, care să nu uităm, foarte important. Dar și lumina era. După aceea veneam acasă,
pentru că și cu aceasta închei ce vreau să spun. După aceea, copiii care mai adormeau dimineața, într-un bol cu apă, puneau bănuți de argint, bănuți, da, și ouțul, și dormeam întotdeauna să fim ultimii. Și, da, să fim chiar primii sau ultimii. Ca să fim sănătoși tot anul și să avem roșiață în obraz. Să fim sănătoși tot anul și să fim bucălați, așa cum spunea Ion Creangă, să zicem, din punctul ăsta de vedere. Sunt foarte multe tradiții. Cred că se mai păstrează și sunt sigur că se păstrează la mediul rural, la țară. E, și acolo sunt mai urășăniți, da, să spunem că, așa, s-au devenit, da. Dar sunt foarte multe cauze, scuze și cauze, sunt foarte multe, plecare, migrația, cei care sunt plecați, cel puțin 4-5 milioane de români, plecați pe toate meridianele globului, așteaptă și ei cu bucurie, unii vin acasă, să majoritatea. Să cu mai multă ardoare, cu ardoare, părinte, pentru că acolo sunt doriți. Că sunt puțin înstrăinați de... Corect. Totuși, de, să zicem, n-au uitat de unde tradițiile noastre românești, de, păstrează, mai vedem, n-au posibilitatea acolo. Acum, într-adevăr, din statisticile, din studiile care s-au făcut în ce privește sociologic, din punctul ăsta de vedere, comunitățile românești care sunt mai compacte, s-au în jurul unei parohii, da, așa se este. Întâlnesc, participă la liturghii cu părintele de acolo, după care fac o masă festivă, socializează, deci sunt neadaptăm tipurilor. Și este bine, într-un fel, nu s-a pierdut părinte, în sensul acesta. Părinte, n-aș vrea să pierdem miracolul Lumina Sfântă. Da, o așteptăm nerăbdare. Deci am avut o emoție de ceva timp, știți că nu am mintit, dar așa doar voalat conflictul militar din zona respectivă a Țării Sfinte, toți se așteptau ca să nu vină anul acesta Lumina și din motive de securitate, eu știu din alte, dar se pare că partea diplomatică și faptul că Ierusalimul, Cetatea Sfântă, este la partea de sud. Toată povestea este în zona de conflict, este în zona de nord, spre Marea Mediterană, ca geografică a Țara Sfântă. Da, anul acesta vine Sfânta Lumină și va veni pe totdeauna, din veșnicie vine, și sunt beneficiarul de cel de-al șaselea an, pentru care mă duc doar la București, pentru că noi luăm de la București, și arhiepiscopia noastră, Roman și Bacău, va primi Lumina mâine seară. Dumneavoastră mergeți. Eu voi fi delegatul, un fel de, da, cu mesagier. cei care mă vor însoți. Fusese vorba să mergem cu aeronavă, n-am reușit că sunt ceva probleme și din punct de vedere managerial, dar cu o mașină care mai performantă, să ajungem la toate protopopiatele, pentru că când venim de la București, vom opri la Sascut, la Bacău, două opriri, după aceea la noi, dar la Sascut și la Bacău, de fapt, oprim pentru ca să oferim Sfânta Lumină preoților din protopopiatele, din proximitatea județului Bacău, respectiv tot ceea ce înseamnă biserici, mănăstiri, așa mai departe. Românului și Bacăului. Estimăm că noi deja știm că Lumina va veni, aeronava care aduce delegatul Patriarhiei noastre, Părintele Teofila Năstăsoar, Arhimandritul, care deja tradițional el aduce de ceva timp ani, este reprezentantul și superiorul așezământului românesc de la Ierusalim, pentru că noi avem reprezentanță. Acolo va aduce Lumina, se pare că plecarea în funcție de cum vine Lumina la Sfântul Mormânt, aeronava sunt sigur că va veni pe la 6:30, deci noi deja cel puțin jurul orei 7 suntem tot la București, vă dați seama, de la ora 7 până în 12 maraton, deci trebuie să fim repede ca să ajungem la episcopie astăzi, să se pregătesc, da. Este foarte frumos, avem și noi imagini, sperăm să ajungem cu bine. Părinte, cum vine Lumina Sfântă? E un capitol, cred că trebuie făcut o emisiune, dar atât vă spun că este o pregătire cu totul specială. Vecernia cea mare, de fapt la o vecernie, după Sfânta Liturghie, vecernia care se săvârșește la Sfântul Mormânt,
Este o procedură, eu n-am participat, am fost la Ierusalim, dar n-am fost în perioada chiar cum atunci intră... când, da. Din ceea ce am citit, din ceea ce știu, Patriarhul intră în camera Îngerului, așa se numește acolo, este, sunt niște etape acolo până ajungi la piatra unde... În fiecare an intră același... Patriarh. Numai patriarhul, da. Bine, cel care este titularul, este care un... patriarhul, intră singur. O doză de securitate. Da, există un de... control, o suspiciune, să nu aibă... Dar nu, 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 este dovedit această minune, încât să aprind candelele spontan, să aprind și lumânări la copii, la, în catedrală, în zona, în catedrala Sfântului Mormânt. Și lumina se spune, nu se spune că așa este, că se cânte lumină lină. Cântarea lumină lină este cea mai... Și nu arde... Deloc, nu. Ne putem juca cu... E nematerialnică. Nematerialnică. Când intrăm acolo în Sfântul Mormânt, că am fost, este așa o piatră micuță, unde stau două lumânări. Totdeauna se păstrează lumina de la an la an. Și poți să pui, poți să atinzi, poți să pui mâna. Este ceva mirific, deci și inexplicabil, dar și ceva, da, care ne arată de fapt că Hristos înviază și aduce bucurie lumii, toată lumea creștină. Și acolo, să știți că se întâlnesc și musulmani, și lumea arabă, și catolici, și protestanți, și acolo este un axis mundi, un centru al pământului, să zicem, din punctul ăsta de vedere. Bun. Primim, aduceți Lumina Sfântă de la București, se ține slujba aici, da, la... După care, noaptea de înviere, poporul primește lumina de la arhiepiscop, de la înalpreasfințitul nostru Ioachim. Urmează slujba utrenii, este acel pelerinaj, acea mișcare în cursul, în jurul catedralei. Și acolo, când bate arhiereul, când bate în ușă, e ca la sfințirea de biserici. Da, cine este Împăratul Slavii? Domnul cel tare și puternic. Da, Domnul cel tare în războaie. Acesta este Împăratul Slavii. Este un dialog între cel care stă în biserică. De fapt, este sfărâmarea, când se deschide biserica și se intră, simbolizează pogorârea la iad și sfărâmarea porților și instituirea raiului. O semnificație din punctul ăsta de vedere. Da. Sunt foarte multe și sărbătoarea învierii chiar anul acesta e puțin mai spre vară, dar este spre bucuria credincioșilor și așteptăm cu multă nerăbdare. Mai sunt ceva ore, să zicem, o zi și jumătate, până ne bucurăm de cântarea Troparul învierii, cântarea Hristos a înviat. Ne ducem acasă după înviere, ne ducem curați sufletește, vorbim. Sigur că da, sunt mulți care să știți că faptul că postez sâmbăta, vinerea și sâmbăta, să împărtășesc chiar în noaptea de înviere. Da? Să noaptea de înviere. Acum noi suntem o leacă idealist, să știți că e un derapaj. Foarte mulți vin și ia lumina și pleacă, că abia așteaptă să poate să guste ceva. Dar sunt credincioși care stau până la sfârșit. Imaginea aia de când vine lume foarte multă, da? Și o să vedeți că e și alea cât dezolant, că poate din 2000 de oameni care vin în curtea unei biserici, mănăstiri sau catedrale, mai rămâne exact ca duminica, o mână de oameni. Ei, aceia sunt mai atașați de... Nu facem deosebire, că toți sunt credincioși. Dar e bucuria aceea repede. Și-au luat lumina și-au plecat acasă. Și rămâne... Rămân, de fapt, ăia sunt, rămân cei care stau până la sfârșit, dat fiind faptul că se și împărtășesc sau, eu știu, sunt mai atașați de slujbe, de frumusețea. Sunt eu în gură de aur, poate cred că are cea mai frumos cuvânt care încurajează pe toți creștinii. Și cei ce ați postit și cei ce n-ați postit, bucurați-vă. Da, vițelul este gras, gata, veniți, cina este pregătită. Deci arată, aș putea spune că arată o toleranță, nu toleranță, arată o deschidere către toți cei care au postit și care nu au postit. Deci nu face nicio diferență dintre cel care
eu știu, poate n-a putut posti, sau cel care a avut o viață mai lăuntrică și mai atașată în perioada postului. N-am vorbit, și dacă nu efectiv, despre înviere, părinte, după înviere, încă 3 zile care le sărbătorim. Da, duminică, luni și marți, da. Ce ar trebui un creștin să facă? Cum ar trebui să... Bă, dați seama că e bucuria... Este o bucurie, este o sărbătoare. Până acum la... nu că se întoleacă 3 sau, Doamne ferește, uitați, 1 mai a căzut în săptămâna pătimirilor. Lumea s-a dus la... Da, tineretul, spune, părinte, merg, se distrează. Nu e nimeni împotrivă, Doamne ferește. E conștiința fiecăruia. Alte timpuri, părinte, să ne adaptăm? Ne adaptăm. Nu avem altă soluție, ne adaptăm. Deși Dumnezeu este azi și ieri și mâine, același va fi. Ne adaptăm la situații sociale și așa mai departe. Vă spuneam, zilele acestea, acest mini concediu pe care noi îl avem, așa. Vacanța, da, copiilor. Copiii merg, sunt doritori să iasă la mare, la munte, eu știu, se distrează, eu știu, dar nu postesc, adică e un derapaj spiritual, pentru că ei se distrează într-un fel. Nu e nicio gravitate, pe la urmă, că... E bucuria lor, numai să nu se întâmple alte lucruri care să supere pe Dumnezeu. Restul e bine. Suportăm consecințele. Da. Ne asumăm, ne vom suporta consecințele, da. Ne asumăm, fiecare deci, adică trebuie să punem și partea practică a societății. Da. N-avem ce face, nu. S-au schimbat mult. S-a schimbat timpul, da. Părinte. Da, și oamenii. Uitați, însuși faptul că se întâmplă lucrurile astea groaznice acolo, în Israel. Vedeți, da, unde da. Chiar acolo este și mezul spiritualității. Nu numai a creștinilor. Numai că exact. Țara Sfântă este un conglomerat de acolo este... Nu știu, mereu trebuie să acolo ne este, adaptăm. Să știți că acolo cred că este lupta civilizațiilor, până la urmă. Este civilizația modernă cu civilizația creștină. Modernă este civilizația creștină. Este cea mai civilizația creștină. Aici intrăm într-un teritoriu de istorie universală. Dar, nu știu, dacă Dumnezeu... Este un moment de bucurie după înviere. Este un moment de bucurie. Să fim optimiști și dacă se greșește vreodată sau să recunoaștem, să fim responsabili pentru ceea ce facem. Numai să nu fim victime colaterale, să ale păcatului și... Autodistrugere și... În funcție de conștiința fiecăruia. Până la urmă, de asta Dumnezeu ne dă judecată. Deci nu toți putem fi perfect sau nu toți putem fi... trebuie să fim judecați. Până la urmă fiecare... Până la gradul de sfințenie. Dacă atingem acest grad, atunci nu mai există judecată. Deja suntem proslăviți, să spunem, și descoperiți. Părinte, pe final, pe... de emisiune, să fim optimiști, să le reamintim creștinilor și cetățenilor urbii noastre. Da. Lumina Sfântă care vine mâine seară. Și sperăm ca toți care doresc, nu numai la noi, la toate bisericile, oriunde este deschis să intre, să ia lumina. Dacă poți să rămână la liturghie, bine, dacă nu, ceea ce este ideal să rămână, dacă nu, să se bucure de sărbătoarea și de familie, de bunătățile pământești pe care Dumnezeu ni le dă, de roadele pe care, cât și prin munca, sunt foarte mulți creștini care poate n-au, sunt sigur că n-au ceva pe masă, da, mai greu. Și sunt Hristos foarte multe organizații care fac, da, părinte. Biserica care... are foarte multe, cel puțin dacă urmăriți media, că îmi permis să spun, de Trinitas TV, nu e o concurență, nu e chestie concurențială, ne arată și tot ce înseamnă parohii, mănăstiri, biserici, eparhii, mitropoliile, arhiepiscopiile, acum este masa bucuriei, au tot felul de apelative, deci merg prin sate, caravane care duc așa mâncare. Așa trebuie să fie, ne ajutăm toții. Pentru că sunt chiar și cotloane, ca zic așa, bătrâni, mai popular, sătulețe unde n-au un market sau, eu știu, n-au acces, magazin, nu mai spun, dacă nu mai au niciun bănuț,
n-au cum să-și procure... Au cardul, părinte. Da, poate să-și procure... Oricum, contează, asta, da. Noi așa am fost învățați, faptele bune, fapta cea bună. Da. Totdeauna trebuie să facem, părinte, asta fapte este, bune, da. Indiferent că e sărbătoarea asta Crăciunului, este sărbătoarea... Nu-i să pecem să... Trebuie să ajutăm... Fii abstinent de la o mâncare. Da. Abstinența de la mâncare ne ajută biologic, pentru că, într-adevăr, o mâncare mai bună trezește niște interese trupești biologice. Dacă și mai postim și material, dacă mai postim și cu faptă cea bună, atunci e un post integru. E ca o pasăre cu două aripi, că dacă o aripă o are și o cealaltă nu are, atunci nu poate zbura. Părinte, ne dați binecuvântările. Da, binecuvântarea este Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Putem spune tot timpul că asta da. Este... În viața numai... Sfântului Serafim de Sarov, salutul lui asta era, Hristos a înviat, bucuria mea. Dragi telespectatori, emisiunea noastră se încheie aici. Nu, ne bucurăm că am ajuns cu bune, cu rele, cum spuneam la început. Că ne bucurăm din fiecare zi pe care ne-o lasă Bunul Dumnezeu. Fiți prudenți, aveți grijă de dumneavoastră, sărbătoriți cum considerați dumneavoastră, în credință, în bucurie, în toate cele bune să fie în familia dumneavoastră. Doamne ajută, părinte, să îndreaptă. Mulțumim tare mult și încă o dată, Hristos a înviat. Adevărat a înviat și dumneavoastră la fel, Hristos a înviat.